N-am știut despre ce vorba să fac acest vlog, așa că eu am două pisici și m-am gândit să fac un vlog despre asta. Așa că o să spun 5 lucruri despre pisicile mele. Întâi să vă le prezint. Ea e Elsa. Are 2 luni. Salute, Elsa! Ciao! Așa, și mai e și Garfield de 1 an și 3 luni. Care trebuie să văd. El este Garfield. El are 1 an și 3 luni și 4 kg de 300. Este mama? Este un vesel mic? Salută pe toată lumea acolo. Nu ai chef? Bine. Așa. Ele sunt cele două pisicele mele. Am schimbat un pic atmosfera, adică filmez în dormitor, deoarece nu am atât de multă lumină în sufragerie și am doar singura problemă care se uită și pe filmare, e scârțitul patului. O să rezolv cu asta pe viitor, dar acum deocamdată de tripod. Deci, astea sunt cele două pisicele mele. Și mă gândeam să fac 5 lucruri despre pisici. Trebuie să mă abțin să nu mai zic că pare mult. Odată ce îți iei o pisicuță, nu contează de mărime, nu contează ce fel de pisicuță. Eu, de exemplu, pisicuțele mele le-am adoptat. Nu am cumpărat niciuna pentru că am preferat să adopt una și să-i ofer un cămin decât să cumpăr una. Pentru că, sincer, și dacă e de rasă și dacă nu e de rasă, tot animal e și tot are nevoie de iubire. Deci, odată ce ții o pisicuță, sau poate un câine sau un papagal, nu știu, devine o responsabilitate. Eu, de exemplu, astea sunt, de fapt, cred că Elsa este a treia pisicuța mea. Am avut una, a decedat din cauza că avea probleme de sănătate. Al doilea este Garfield și următoarea care am luat recent este Elsa. Mi-a fost altul greu pentru că nu știam ce anume trebuie să fac, Și îți dai seama că m-am informat una alta și am observat că trebuie să fii foarte, foarte grijul de cuvele, să le faci foarte multă atenție pentru că poate să ajungă în depresie. Cum și noi câteodată ajungem în depresie dacă ne primim anumită atenție în anumite momente. Așa, al doilea lucru ar fi, eu de când, de exemplu, pe Garfield l-am luat de la 8 luni, el a fost mai mare, cel nu prea am avut stres. Dar cu Elsa există dimineți și nopți. Dimineți care te trezești la ora 6 dimineața și nopți care nu poți dormi. Pentru că cum e mică și instinctul matern, vine și te linge pe față și arată afecțiunea față de tine, nu fel sau altul. Îți face masaj la față, fix așa. Și câteodată se urcă pe tine și cât timp te linge în nas, pe față, oriunde. Și, sincer, la prietenul meu și pe el stresează, că nu doar pe mine. Și lui îi suge într-un fel sau altul loc urechii, la mine nu se poate pentru că i-am flash-urile. Și cam asta e. La amândoi ne dă trezire la ora 6, seara, ne punem în pat și noi frumos și dai seama, ele vin. Adică ea vine în pat și ne stresează, nu ne lasă să dormim. Și trebuie să-i caut cumva o reținere să ne lase în pace, adică efectiv dau pătrarul, linge acolo, ceva de genul. Pentru că și eu pătru foasă, eu cum am pătru asta cu foasă. E tot așa instinctul matern, face cu lăbuțele și linge. Pentru că efectiv simte cum ar veni pielea mamei, corpul mamei, ceva de genul. Eu am observat că de când mi-am luat pisică, râd în continuu, deoarece sunt atât de multe pățănii, adică atât de chestii fac și te gândești de unde naiba le vin ideile astea sau ce naiba au în cap, efectiv râzi în continuu. Nu, niciodată nu ai avut, să zicem, o habana, ai venit nervoasă de la lucru, de exemplu. Și vii acasă când le vezi cum se joacă și cât de bolovane îți,
crede-mă, strige orice supărare sau când nu-i voie, când dacă aș putea să și filmez cu ele. Sau chiar dacă vii tot așa supărat și nu știi ce să faci, ești cu nervii la pământ, vine la tine în brațe și se vine acest sentiment. De aceea eu cred că sunt iubită de psici. Se înțelege. Și nu am una, am două, dar la două mă opresc. Ce aș putea să mai spun? Fac foarte, foarte, foarte multe dezastru. De exemplu, dacă le lași o hârtie sau niște hârtie igienică, efectiv găsești prin toată casa pentru că le rup. Îți dai seama că mai se găsești pe jos, că a fost dobărât bagerul de duș în baie sau în alta. Și da, le cerți, încerci să le spui, nu ești de voie, bla bla bla. Dar, sincer, când sunt mici, cam greu procesează. Și tot trebuie să repeți chestia asta, trebuie să repeți și într-un final o să înțeleagă. Și ele cum înțelege că ar fi care are un ant și trec. Dar, într-un fel sau altul, nu poți să fii supărat pe el, deoarece sunt așa de mici și vine la tine, vine în brațe și caută atenție, iartă-mă, ceva de genul, haide, iartă-mă. Și, da, nu prea poți să stai supărat pe el. Dacă mai vrei să fac un vlog despre pisicuțe, ceva, nu știu, întrebări sau poate vreți să vă arăt o pisicuță și nu știți ce ar trebui să faceți sau cum se procedează pentru a avea o pisicuță, nu uitați că puteți să-mi scrieți în comentarii. Eu, dacă mai doriți să mai fac un vlog pe tema asta, aștept coment jos, sub descriere și ce pot să zic, aștept un like și un share de la voi și un subscribe, nu uitați că aveți și clopoțelul acolo, să fiți anunțați de fiecare dată când postez. Ce pot să zic, eu v-am pupat și ne vedem pe data viitoare. Bye! I'm a simple